Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara. Noi suntem Eduard și Bianca și abia așteptăm să vă arătăm ce v-am pregătit. Dar voi sunteți pregătiți? Da! Frate, este! Bine, Edi și Bianca! Perfect, dar nu putem începe atât de rapid, pentru că am o treabă cu Chelu. Mică sau mare? Chelu. Rapid. Chelu, vreau să te rog să te gândești la orice număr între 1 și 99. Alege unul în gând, nu-l spui nimănui. Gata. Gata? Te uiți la mine doar? Da. În ochii mei? Mm-hmm. Știu. E, așa știu toate. Eu mi-am scris alegerea. Da. Minunatul meu asistent va ține markerul ca să nu mai pot modifica absolut... Asistent? Sinonim cu soț. Da, aparent. Chelu? Da. Eu mi-am făcut alegerea, vreau pentru prima dată să spui cu voce tare numărul la care te-ai gândit. Păi, spune-mi tu. Te rog să spui cu... Eu mi-am scris deja, îmi voi întoarce într-o secundă. 37. Ești absolut sigur? Da. Nu știu cât de mult crești tu în coincidență. Nu văd până acolo. Oh. 37? Chelu va alege nu numărul? Cred. Eu înțeleg de ce... 37. Nu cred. Nu. Dar, lasă-le lor! Stai, uite, e cel mai simplu, oricum și noi ne vom apropia. Dacă ne permiteți, doar, rămâne sigur. Voi, mai am eu de luat ceva? Ești curioasă femeia asta, eu vreau să plec. Tinere, e sigur că ești aici din propria ta voință? Cătăline, uite-te în ochii mei. A. Este vreo regie? Nu, mă. Nu, chiar vă rog să confirmați acest lucru. Azi ne bazăm doar pe alegerile voastre și, Chelu, am pentru tine 4 pachete de cărți. Super obișnuite. Totuși, ți-am făcut aici un mic semn, pentru că din fiecare lipsește o singură carte. Eu chiar ți-am scris ce carte lipsește, pentru că acesta este modul nostru parapsihologic de a te influența. Practic, am pierdut cărțile și de-aia le-am scris. Am pierdut acele cărți și sunt scrise pe spate. Asta e a doua explicație. Trebuie să vorbiți mai lent. Mai lent? Da, mă speriat. Te poți uita momentan la ele și într-o secundă vei putea alege care îl vrei până atunci, Delia. Pentru tine am pregătit complet altceva. Avem 2 liste. Una cu actori, alta cu cântăreți. Ok. Momentan, le las pe masă. Vreau să te gândești pe care o vei alege imediat. Mihai. Mihai. Yeah. Uite, mă, așa se colaborează cu concurentul meu. Avem ceva absolut deosebit. Yes. Vreau să atingi doar un deget, nu vreau să vezi. Poți să bagi ușor mâna în cutie. Îmi place. Nu te uita, am spus, da? Doar pipă. Te uiți în cealaltă parte, încerci să pipăi. E ceva e mare. Tare. Negru? Să nu inducem în onoare, poți să te uiți liniștit și poți să-l iei. Vom avea nevoie în câteva secunde de el. Poți să-l atingi? Vreau să-l ții în mână, liniștit. Ți-am dat pachetele, așa-i? Oare de ce nu i-au dat pistolul lui Chelu? Delia, revenind, ai reușit să te gândești să pe care pe am reușit să mă gândesc. Cântăreți? Da. Ce ai ales tu, aia folosim. Deci eliminăm actori. Totuși vreau să arăt tuturor, ca să stați liniștiți, aici chiar erau actori, adică îi cunoști pe fiecare, dar tu ai renunțat la ei. Am renunțat. Aici avem desigur cântăreți, poți să-i și citești câțiva cu voce tare. Lady Gaga, Elvis Presley, Beyoncé, I Love the Jewel. Îi cunoaște pe toți, foarte important, sunt toți diferiți. Okay. Bun, vreau să-ți pregătești un deget. Eu voi răsfoi printre pagini și tu când dorești, îl înfigi. Așa, nu te pot forța niciun fel. Okay, e cel mai curat, okay. Perfect. Foarte ridică, noi nu ne uităm, ține te rog minte. Da, știu ce am ales. Da. Știi ce ai ales? Am văzut, da. Justin Timberlake. Bun, Eduard, te rog, pune și elasticul. Renunțăm complet, nici măcar o secundă. Eduard răspunde foarte bine la comenzi. Deci tu ești capitanul, nu? Well, suntem amândoi. Delia, ai telefonul la îndemână? Da. Vreau să cauți data nașterii acelei persoane. Nu avem cum să știm. Ai timp. Liniștit, pentru că până atunci vei veni la Chelu. Ai reușit să decizi cumva care pachet îl vrei? Nu. Mi s-a blocat. Lasă-mi por. Alege un pachet, oricare pachet. Perfect. E sigur? Niciodată nu sunt sigur. Perfect! De acest pachet noi vom face 4 predicții pentru a fi totul un pic mai impresionat. Nu știu dacă știți și o predicție. Ceva ce se va întâmpla puțin în viitor. Nu doar una, facem 4. Suntem mai grozavi și toate cele. Delia, ai reușit să termin? Da. Acestea sunt cele 4 predicții. Le lăsăm aici pe masă. Tu vreau să-ți alegi. Vreau să zici stop. Mai exact. Deci eu ce fac? Stop! Perfect. Iei cartea? Te uiți la ea? Arată-o tuturor, te rog, arată-o camerei, arată-o colegilor. Tu confirm că toate cărțile sunt cu fața în sus? Nu, că nu le văd pe toate. Aoleu, Cătăline, mamă! Toate cărțile sunt cu fața în sus? Mie-mi place! Incredibil! Doamne, okay, poți să iau moartea cartea? Scamatorilor! Da. Excelent! Cartea intră în pachet. Vreau acolo să rămâne. Vă spun că acest număr este incredibil de dificil din punct de vedere tehnic. Nu, pentru noi, serios vorbesc. Adică, simplu fapt, ceea ce se întâmplă aici ar trebui să vă uimească. Și a ieșit! Atât am să vă spun. După cum bine observați, cartea alasă de tine, Delia, este singura carte cu fața în jos. Exact cum am prezis eu de 4 ori. Yeah! Da,
Da, e tare. Mulțumesc! Am o idee. Hai să ne uităm la cele patru predicții. Stai. Știu cum să schimbă privirile. Vreau să aduc niște bani în discuție, așa sigur e mai bine totul. Hai să fim... Uite, niște bani sunt niște... Edward. Bine, știu că nu-s real, dar sunt aproape bani, da? Poate merge. Ui. Nu vreau să clipiți. 1, 2, 3. Și așa putem să facem totul. 1. Te iau ca să te bag în beci până faci chestia asta. E mai bine? E mai impresionant acum, Mihai. Am să-mi dă o hârtie. Uite, niște... Ia două, trei. Aveam să-ți dau 2 milioane. Iată, în sfârșit, un economist la umor. Ai văzut, bă! Ok, restul-i păstrez eu atunci. Bine, pistola acolo, dar folosim. Nu-i nimic de laudat aici, adică faci bani să apară și ce? Eu cheltui mereu și nu mă laud. Îi fac mereu să dispară, eu vreau să le arăt predicțiile mele, deoarece absolut fiecare predicție ne dă indicii despre cartea ta. De exemplu, prima predicție îmi spune tot timpul culoarea. Cred că e o carte neagră, dar este în regulă. Uite, prima o voi lăsa aici. A doua predicție îmi spune absolut tot timpul suita, poate fi treflă sau inima neagră. Cred că îmi spune că e inima neagră, dar încă nu știm sigur ce carte ai. A treia îmi spune tot timpul numărul. Cred că e un nou, dar încă nu știm sigur. Am o idee. Ai vreo idee, Mihai? Ce spune cea de-a patra carte? 2 de treflă. Nu, spune că eu sunt un as. Stai așa, nu poți... Stai. Uite-te și la ei. Și ei sunt fiecare un as în domeniul lui. De aceea avem nevoie de mai mulți ași, nu doar de unul. Nu? Avem nevoie de mai mulți ași. Aici ar trebui să avem mai mulți ași. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ași. Dar ești carte de linii. Dar, exact, asta e partea cea mai interesantă. În tot acest timp, noi nu ne-am atins de cartea ta. Dar dacă te uiți bine la ea, vei vedea că, de fapt, e formată din cei patru ași și tot timpul aici, Cătălin, în fața ta. Nouăle de inimă neagră. Este cartea ta? Este cartea ta. Perfect, mulțumim foarte frumos. Mulțumim frumos. Se mișcă oamenii ăștia doi. Stați așa. Mai vreau să încercăm ceva. Ne permiteți să mai încercăm rapid ceva? Pentru că... Vreau să iei cartea, noi nu ne-am atins de ea. Tu ai ales și o vedetă, așa-i? Și ai data nașterii, chiar că poate nu o știi, putem confirma tot. Putem verifica. Exact, tot timpul. Da. Vreau să ții cartea în palmă. Imaginează-ți cum ar fi ca acea dată să se imprime pe acea carte care am văzut-o aici. Vreau să te uiți acum. Pe față. Întoarce. Era tare. Cred că ați fi nebunit cu toții dacă scria acolo data. Era tare, așa, trebuie să recunosc. Era mișto treaba, dar nu, asta e. Erau prea toniși pentru vibe-ul nostru. Și văzut că nimeni nu reacționa, că ei se uitau așa cu ochii mirați de căprioară. E cel pe cartea, să vezi că știu. Cred că mai urmează ceva, stai. Da, stai. Cartea e la tine, da? Cartea e la mine. Poate n-am spus eu corect destinația. Poate n-am fost exact. Pe carte. Am vrut să spun în carte. Și dacă încercăm... Puteți încerca, încerca. E mai greu. Vezi, poți să dai jos un colț. Foarte ușor. Mihai! Și în interior... Uite-te! În interiorul cărții alese liber de tine! O imagine care nu spune momentan încă nimic, pentru că este doar o poză, dar avem o dată și anume... 31 ianuarie 1989. Și imaginea este, dacă nu mă înșel, cu Justin Timberlake. Aceasta a fost Delia, alegerea ta. Delia, poți să ne confirmi? Drop the mic. Ofă de oameni, 31 ianuarie 1981. Stai mă, că asta e absurd acum. Normal că atunci când a spus fotografia cu el, știați data. S-a liniștit, nu e deloc impresionant. Este acolo în interiorul unei cărți și ea putea să leagă absolut orice carte. Din absolut toate cele patru pachete. Mihai, ține pistolul. Da. Ai încercat să tragi? Zi. Ai încercat? Merge? Nu. Încercă? Ok, funcționează. Pus. Îți rămâi așa puțin. Bravo, Mihai. Stai așa. Pune-l aici. Perfect. Acum am terminat. Noi am terminat, dragilor. Vă mulțumim foarte frumos. Vă mulțumesc pentru ajutor. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!